Președintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan a declarat că noul președinte pe municipiu al formațiunii liberale, Cosmin Marciu, are girul și sprijinul său în totalitate. Folosind o expresie din fotbal, Ștefan a precizat că i-a solicitat lui Cosmin Marciu să revigoreze activitatea organizației municipale. Sunt convins că va confirma, va avea tot sprijinul meu în continuare. Vreau să vă spun că în ședința biroului politic municipal nu am intervenit cu nimic în structura pe care a avut-o domnul Florian Nicolae în ceea ce privește vicepreședinții, prim-vicepreședinți, secretari executivi și așa mai departe. Însă i-am cerut și o să-i cer și voi urmărim de aproape ca domnul Marciu să verticalizeze responsabilitatea în Partidul Național Liberal. Verticalizare, ca să fie mai simplu de înțeles, e ceea ce se întâmplă în fotbal atunci când faza de atac merge spre poartă. Atunci când totul se întâmplă direct și aproape perpendicular de la vârful piramidei până la bază. Printre obiectivele pe care noul președinte al PNL la nivelul municipiului le are în vedere se află și reorganizarea organizațiilor de secții de votare. Acestea trebuie conduse de membrii PNL care locuiesc în zona aferentă a fiecărei organizații și care cunosc problematica zonei respective.